țara mafiei lui Plahotniuc. Poliția parchează unde vrea și cum vrea. Ei sunt organele care apără barosani. Asta trebuie să fie rampă de acces pentru persoane cu dizabilități la farmacie. Farmacia neamului deschis. Cine știe ce treabă are miliția pe aici? Eu fi venit la Old.com să-și ia papuși de grădină sau la vreun schimb valutar, a reparat telefoane. În spatele mașinii parcate în intersecții poate să iasă un pieton sau alt vehicul și accidentul e pe loc. De asta e interzisă parcarea în intersecție. Vine de la Ciocana și-o parcat în centru pe Izmaio. Are o treabă urgentă, atât de urgent încât nici girofarul nu l-a pornit. Matai, ești cu mașina? Dar păi voi așa să o parcheze în intersecție? Metropolis Varlam cu Izmail. Ne ducem. Și nu-s mai mulți, pare singur. Dar așa se crede el, e important ca boierii. Plătit din bani americani și din UNDP. Realitățile moldovenești.